Primăria Comunei Rast pune la dispoziție a refugiaților ucraineni 30 de spații de cazare dotate cu toate utilitățile necesare. Locațiile au fost stabilite la sala de sport, precum și în cadrul căminului cultural din localitate. În acest fel, autoritățile locale s-au aliniat dispozițiilor emise de Prefectura Județului Dolj. În urma adresei primite de la Prefectura Dolj, am pregătit la nivelul Comunei Rast 30 de locuri de cazare pentru refugiații ucrainieni. Atât la sala de sport din Rastul Nou, care este dotată cu dușuri, apă caldă, căldură, cât și la căminul cultural din Rastul Vechi, fără în care războiul să se termine cât mai repede și oamenii să se întoarcă la casele lor.